Mami, vezi cine e acolo? Eu vreau să fac un duș. Bine, bine. Bine ați venit în trenul nostru de lux, în care vom petrece 24 de ore. Va fi un challenge foarte încărcat. Mai cu seamă că Ionuț este pentru prima dată, prima lui experiență cu trenul. Spre exemplu, pentru mine, trenul... Ce s-a întâmplat? Ionuț a întrerupt curentul. Hai să pornim. Nici tu nu știi care este întrerupătorul. Aha! În schimb, Ionuț le-a găsit din prima. După cum spuneam, mie îmi place cel mai mult să călătoresc cu trenul. Eu cu avionul. Iar eu cu vaporul, cu piscină. Mie îmi place cu autocarul. Dar tu? Dar mie îmi place să călătoresc cu mașina personală. Dar oare abonații noștri cu ce preferă să călătorească? Până abonații ne scriu în comentarii cu ce preferă să călătorească, noi începem challenge-ul! Da, și deci să începem! Noi suntem cu un tren privat care călătorește din București spre Arad. Am ales un apartament cu două camere și cu patru paturi. Două paturi sunt în camera de aici, iar altele două sunt aici. Aici suntem în camera de lux, care are și duș și WC personal. Dușul are ușă glisantă, ca să nu stropești pe aici, prin baie, apă caldă, chiuvetă cu robinet la fel cu apă caldă, uscător pentru mâini, dar și uscător pentru păr. Și foarte important, WC-ul și chiuveta cu apă caldă este în camera noastră, nu este comun. E toamnă, afară este destul de răcoare și e foarte important ce temperatură în cameră avem. Iar aici, în tren, putem regla temperatura la propria noastră dorință. Putem face și mai cald, dar și mai rece. Cea de-a doua cameră din apartamentul nostru are în dotare o chiuvetă separată. Wow! Are și suport pentru diferite șampon, săpun, hârtie, prosoape pentru mâini, oglindă și la fel apă caldă și un coș de gunoi. Dar haideți odată să începem challenge-ul! Da! Iar pentru cei mai mici, pitici, este scară. Lui Ionuț îi place foarte mult, tot coboară și urcă pe ea. Parcă e un pompier. Hai, Ionuț, atent! Și Matei la fel. Eu vreau să citesc o carte și am găsit aici o șmecherie. Patul, poți să-i ridici perna mai sus și mai jos. Faci așa, îți pui perna și poți citi comod. Iar eu deconectez lumina la mine pentru că vreau să privesc pe geam. Văd acolo mașini, case, străzi. Prima experiență a lui Ionuț cu trenul. Este foarte încântat. Ce e acolo, Ionuț? Trenul? Alt tren acolo a rămas în spate. Merge cu noi împreună? Vai, ce impresie! Cât a stat acum, zicea. Wow! Ce frumos! Chiar vorbea așa. Și apropo, mie mi-este foame. În București ne-am aprovizionat mame cu de toate. Așa că pregătiți locul! Avem și mâncare, dar și foarte multe surprize pentru toți voi! Da! Pe post de masă vom folosi două tăvi. Poftim una și la noi una! Avem paste bolognese! Cine vrea paste? Eu nu am înțeles. Voi sunteți flămânzi sau nimeni nimic nu vrea? Eu vreau! Vinim să dăm de ce tăceai?
Avem și paste carbonara. Eu vreau! Aici sunt mai mulți doritori. Dar voi gusta și eu. Mă, te vrei și tu, bă, bă, tu vrei. Poftim ție, după aceea îi dai și lui Badea. Mai este și orez cu legume și pui. Cine vrea? Eu. Eu nu-ți vrea. Tati, mănânci fasole bătută. Eu fasole voi mânca, mami. Și eu dar la fel. Fiți atenți. Apartamentul nostru este destul de mic. Tati, dar parcă erau și sushi. Unde sunt ele? Credeam că ai uitat de ele? Da! Și vreau să le duc în partea cealaltă, la mine și la mami. Ce? Și nu le vezi să-mi dai mie? Ba da, ce rămânea de acolo. Wow, și suc fain ați luat! Voi gusta și eu, îmi permiteți? Da, și fiecare va avea tăcâmuri. De lemn! Wow, se vede că sunteți flămânzi! Și? Foarte! Poftim. Mulțumesc! Poftim! Poftim! Super! Să începem de la pastele carbonara! Oh, băieții, bravo! Poftă bună! Mulțumim! Nu erau al lui Matei! Deja sunt ale tuturor! Mami, mănânci tu? Să luăm și sushi, păcat că nu avem bețișoare, dar este gustos! Din astea vreau și eu! Dar toate sunt gustoase! Sushi în tren n-am mâncat niciodată! Cu ce poftă mănâncă băieții? Ține, Ionut, șterge gurița! Eu vreau să gust din pâinea cu măsline! Uite ce formă are interesantă! Cine vrea? Eu! Vreau și eu să gust! Și? Bun! Și sucul! Așa! Începem de la cel mai mic? Da! Cine mai vrea suc? Eu! Mai am doar două! Eu! Și încă vreo trei în geantă! Delicios! Și la desert avem... Crimiș! Sau, cum se zice la noi, Napoleon! Dar pentru fiecare dintre copii am pregătit câte o surpriză! Să începem de la cel mic! Ia să vedem dacă Ionuț știe cum să mânuiască cu aceasta! Cum trebuie să faci? Wow! Ce e aceasta? Lumina? Ionuț, dar ce e acolo? Ce e acolo? O surpriză? Hai deschide! Bombonele? Dulciuri? Nu-l interesează pe el dulciurile, tati! El se joacă cu jucăria! Uite, Ionuț, hai să arătăm ce e acolo, băiatul să știe! Ionuț? Aici se deschide, cumva, nu știu cum... E cu portul, tati! Wow! Wow! Ce e ce? Bombonele? Ce e acolo? Bombonele! Îi punem la lor? Da, da, și ne jucăm cu ele. Mami, hai să-l bucurăm și pe Matei. Ce am mai cumpărat noi cu Melissa? Da, 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 Matei. Noi știm cu tati foarte mult că ție îți place patru. Asta! Ia să vedem cât de rapid îl vei deschide. M-a găsit pe unde? Voi, cât de rapid ești! Wow! Ce e acolo? Mami, ce-i ea? Și ceva văd aici! Uite, Matei! Aha, un cățeluș! Pe ea o cheamă Sky! Matei, dar noi mai avem ceva? Și... un minion! Chiar vreau! Apropo de ventilator! Puțin timp în urmă am ridicat temperatura la 25 de grade în camera noastră. Ne-am sufocat de căldură. Chiar dacă afară avem 11 grade, avem nevoie de ventilator. Și am coborât temperatura la minim. Și pentru Mircea, i-am luat... Oh, nu e asta. Asta e lucru din buze. Pentru Mircea, i-am luat... Mă,
magneți! Să se joace cu ei, pentru că sunt foarte multe activități interesante. Niciodată n-am avut așa ceva! Eu am învățat la școală că polițele resping. Chiar așa și este! Vai, clamele s-au agățat de magnet! Dar că nu sunt magneți adevărați. De fapt, este un plastic care acoperă bucățele foarte mici de magnet. Ce șmuchire e asta? Ia priviți ce mi-am cumpărat eu! Un set adevărat pentru manicură! Avem încă o surpriză pentru Ionuț! Despachetezi? Wow, ce are acolo Ionuț? Hai! Wow, ce rapid! Uai! Bravo, Ionuț! Wow, da! Nu are nevoie nici de optibil, de nimic! Ionuț este expert! Așa, se deschide... Wow, da! Bravo! Îi reușește! Hai, Ionuț! Super! Wow! Ce-i acolo? Este interesant! Uite, se schimbă! Ia să vedem repede ce e aici, Ionuț! Wow! Ce-i asta? Cum îl cheamă pe acest personaj? Eu nu știu! Hai, Ionuț, să vedem ce am în cutia mea! Să desfacem! Wow! Este un set de făcut manicură! Wow! Ce fain! Da, trenul tuc-tuc-tuc, da, eu mă tuc-tuc-tuc, da, tu mai stai, stai și vezi ce vrei! Bravo, Ionuț! Mami, dar îmi plasă mai rău niște ouă. Dar nu le văd. Unde sunt ele? Jucăria lui Ionuț are o șmecherie. Zboară! Și... sau! Iată că am prins hoțul. Sau hoții. Da, măti? Ai luat un cungu? Te-l miriței? Și vezi ce e acolo? Dar eu știu ce este acolo. Niște bombonele. Și o jucărie necunoscută. Uite ce mai am. Ia să vedem ce mai ai înăuntru un ou. Am aranjat tot setul de salonul meu de manicură, dar de foarte mult timp îmi doream așa ceva. Și povestește, Melissa, ce ai aici? Sunt atât de multe! Oare ce e aici în interior? Pe acest suport punem unghiile și el se rotește. Dar avem și o lupă ca să vedem unghiile mai de aproape. Wow! Titirez! Și cum se rotește titirezul nostru? Ia mă de arată! Și mai tare! Și mai tare! Avem diferite sclipirciuri! Ojă! Wow. Și buline! Pentru unghii! Câte culori, Melissa! Sunt și foarte multe! Chiar eram curioasă să văd! Asta se pune, se aplică deasupra pe unghii și se face de așa culoare și așa formă. Uite că am văzut aici. Trebuie să punem așa liniuțe de acestea, le punem deasupra, apoi scoatem pelicula și după aceea aplicăm sclipiciul. Și se face... Oh, uite, astea sunt care fac unghiile French, da? Aici da. Cu linia aceea albă. Da. Super, Melissa! Dar și ojii, culoarea galbenă, roz. Avem pietricele care se aplică pe unghii. Până ajungem acasă, Melissa reușește să-și facă un set de unghii. Important mie să nu-mi propuneți nimic de data aceasta. Tati, apropo, am un strugurel pentru buze. Nu vrei să ți-l împrumut? De ajuns. Imediat ce Ionuț se culcă și nu mă va încurca aici, voi testa acest set. Ionuț, vrei la culcare? Dar tu mai te-ai grelă cu care? Dar ce mai avem noi pentru Ionuț și pentru Mircilica? Uite
E mare sau mic? Ionuț! Stai că Ionuț a început să despacheteze oul de struț. Ia vă rog frumos să nu murdrim pe aici. Hai! Aici pe tavă. Pune pe tavă. Dar Matei nu vede nimic. Matei nu știe ce se întâmplă aici. Nici nu. Bănuiește. Are-și Matei. Wow, a fost la... a vrut să iasă singur. Cum se descurcă Ionuț cu acest ou mare? Dar trenul nu s-a oprit. Oare cineva a tras de manetă? Am văzut că Matei se întindea la manetă. Matei, ce ai făcut? N-am făcut nimic. Dar cine a tras de manetă? Mai eu. Dar atunci ce a fost asta? Ne-am speriat cu toții, dar probabil că a fost o stație. Dar Matei, repede, repede la mame când a văzut oul. Hai, Ionuț, deschide-l. Wow! Hai, Ionuț! Wow! Trebuie forță! Cu dinți de elefant. Op, ce ai, Ionuț? Ce ai acolo? Ce-i? Dinozaurul? Wow, mie îmi pare că totuși este... O balenă? Nu cred! Hai repede să o construim! Băieții construiesc, iar Matei... Repede să mănânce! Dar tu, Ionuț, ce faci? Mănânci oul? Ah, uite cum deschide gura! Da, e o balenă destul de mare! Este o balenă pe roți! Într-adevăr! Milița? Ești. Mulțumesc! Plăcere! Hai să mergem să explorăm terenul! Oare dorm toți? Acolo. Uite de unde mergem noi, vezi? Ionuț tot tuc-tuc-tuc-tuc. Noi suntem în ultimul vagon și probabil că toți deja dorm. Este o liniște mortală. Dor familia mele mic cu treieră tot trenul. Mie mi-este somn, mă voi culca, dar înainte de asta voi citi o rugăciune. Ce mă culc? Noapte bună, Matei, și Ionuț se pregătește. El se duce în camera cealaltă să doarmă. Aici dorm băieții. Șosetele nu? Cum, Ionuț? Dezbrăcat total și cu șosete? Eu continui să-mi fac manicura. Ai, totul este pierdinerii să o trebuie. Da. Și unghiile tale, și unghiile false, și degetele. Am pus telefoanele la încărcat. Să avem pentru mâine dimineață, dacă ne sună cineva și e o urgență. Iar aici sunt primele mele încercări de a face manicuri. Nail styling. Wow, ce frumos. Melissa, eu sunt prima care mă înscriu la tine la manicuri. Iar cei care urmăresc, să abese pe like. Noapte bună. Ionuț a dormit din prima. Noapte bună. Noapte bună. Deja mi este somn și mie. Să mă culc. Bună dimineața! Noi suntem în Timișoara, este penultima stație și ajungem în Arad!
să ne grăbim, căci avem foarte puțin timp și ajungem. Toată lumea s-a trezit, chiar și Ionuț. Am primit de aici și apă, dar și sandvișuri pentru fiecare. Deci poftă bună nouă! Iar dimineața pe răcoare, în trenulețul nostru, am primit câte o cafeluță. Apropo, voi știați că cântecul preferat al lui Mircea este... Trenulețul de zdup și zdup! Da, eu trenul tuc-tuc. Da, Matei, al lui Stratan, știm! Familia Emelini întotdeauna spune adevărul. Dacă am zis că ne place să mergem cu trenul, atunci ne place să mergem cu trenul. Și dacă am zis că ne place Oradea, nu a fost o minciună. Și iarăși, tocmai de aceea, în foarte scurt timp, ne-am mutat acolo cu traiul. De aceea am și ales să călătorim și de această dată cu trenul. Și ne-a plăcut foarte mult, mai ales lui Ionuț, pentru că este prima experiența lui. Iar acum, haideți să vă spun tot adevărul despre mersul cu trenul. Așa cum ești tu, așa-ți va fi și călătoria. Dacă ești mofturos, mersul cu trenul nu va fi niciodată o plăcere. Iar dacă știi a savura clipa, orice moment frumos, atunci vei avea o plăcere minunată să mergi cu trenulețul. De aceea trăiește-ți clipa și primește plăcerea oriunde și oricând. Ce fac copiii noștri? Savurează plăcerea de a merge cu trenul. Chiar e frumos să vezi răsăritul soarelui din tren. Spre exemplu, dacă mergi cu căruța, ai confort? Nu prea. Dar plăcere? Un milion. Priviți ce frumusețe! O biserică. Și acolo mai e ceva. La fel trebuie să fie o biserică. Pentru noi, fiecare călătorie este deosebit de frumoasă. Pentru că suntem cu toți împreună. Se pare că am rămas doar noi în vagon. Toată lumea a coborât la Timișoara. Da. Doar că au lăsat cam desordine în urma lor. Dar nu-i nimic. Aici e locul cel mai interesant pentru toți. În câteva minute, corniți celălalt era al nostru. Sperăm să reușim. Și dacă nu reușim, vom lua altul. Am ajuns în Arad, doar că am scăpat trenul. Mergem la autobuz? Toți cu dispoziție spre casă. Am ieșit din gară și acum plecăm la un autobuz. Deci am scăpat trenul nostru. Mergem cu microbusul sau autocarul? Autocarul nu este, am întrebat. Este microbus. Vedem. Trebuie să apară din clipă în clipă. Mami, în spatele meu este Poșta României. Iar la intrare, niște camionete roșii. Ce zici să mergem cu ele până în Oradea? Îmi pare că suntem cam mulți, nu știu dacă ne ia. Mami, dar mai ții minte că înăuntru aveau niște rafturi. Ne culcăm pe ele și zicem că este vagon cu șetă. Dar, mami, totuși vine o rutieră. Să mergem cu ea, dacă încăpem. Să vedem dacă merge în direcția potrivită, tate. Da, da. Am văzut aici un bătrânel că stăm pe bancă cu copii mici și ne-a oferit să ne ducă el până acasă. Ce minunat! Tot ce se face, se face spre bine. Mulțumim! Și ne lasă voie să mâncăm niște bumbuline. Urcăm dintr-un taxi în altul. Iată că călătoria noastră la București se încheie aici. Însă aventurile din familia Melimi continuă. Rămâi pe fază! Abonează-te la toate canalele și apasă pe like! Ne vedem în vlogul următor. Pe curând!